Bună dimineața, ne-am trezit cu o păsărică în casă și încercăm să o salvăm, dar înainte vreau să văd dacă vrea apă. Bună frumusețe rară! Am o problemă, mi-a zburat din mână și aș vrea să-i dau ceva de papa, dar jur că nu știu ce mănâncă. Stai, Bobby. Neric este pe modelul... Ce se întâmplă aici? Nu e mami nimic! Da! Ok, suntem puțin la un alt nivel. Am pregătit aici puține pâinică și niște apă. De apă pot să zic că m-am folosit puțin și i-am dat, dar nu știu cum să dau jos de acolo. După ce m-am jucat cu păsărica, am fost cu Ana la Dedeman și acum am ajuns în Oșan și mâncăm. Am făcut cină festivă. Aici este puiul, aici este salata de bœuf. Aici sunt eu, iar aici este Ana, așa că ne chinuim să punem maioneza pe aici pentru a înfuleca. Așa că bun. O să... Îmi iau așa mâncăm de Revelion și de Crăciun. În mașină? Nu în mașină, dar acasă. Ți le fac eu? Ție sus. Cam așa pot să mănânc în mașină. Foarte multă tactică. Mai avem și pe bord chestii. Da. Și acum voi gusta și eu din salata de bœuf. Pentru că... Ai mai trebuit soare. Am crezut că o să zici că nu e chiar așa, wow. Are mazăre. Eu am impresia că cine pune mazăre e sărac. Doar ca să o umple. Nu e adevărat. Da, voi pune sare în salata de bœuf și o să-mi pun pe partea mea. Poți să pui peste tot. Vrei tu sare? Nu mă deranjează. Mi se pare ok, dar te chinui inutil să pui doar pe parte. Da, de fapt, va trebui să o pun pe toată, că dacă mi se varsă sare în mașină, am spleclit-o. Da, 7 ani de ghinion. Ana, crezi în proverbe zicători și zicale? Da. Care e cea în care crezi cel mai mult? În aia cu să nu duci gunoiul noaptea din casă. Așa. Ăla cu geanta pe jos. Pentru cine nu știe, gunoiul înseamnă că îți duci bogăția din casă și geanta pe jos înseamnă că atragi sărăcia. Nu mai spor la bani. Așa. Și în care mai cred? Pisica neagră. Nu, și în aia cu întorsul înapoi. S-a terminat. Dacă trebuie să mă întorc, am uitat ceva, s-a terminat șmecheria. Pisica neagră nu, cred. Asta este puiul. Ce fragil e. Ce complicat e să mănânci. Dar astea sunt superstiții. În proverbe și în astea... Ce proverbe avem? Și noi nu știm. Uciorul nu merge de multe ori la apă. Și crezi în el? Da. Dar nu, înlocuiți uciorul cu... Nu-i merge minciuna de multe ori, că mă prind la un moment dat. Adică minciuna are picioare scurte. Aha. Scaunul meu fângă. Ce ai eu? E un os. Mamă. Ana a dat pe ea, pe ei haine. E ok. Ce mai știm? Știu că nu avem unde să punem oasele. Tot acolo. Deci le băgăm tot în pungă. Și acum voi gusta sos de usturoi să vedem dacă este bun de la Oșan. De nu acum aici așa de sufra. Am rupt. Da!
Deci... Nu cred că are chestiile mele preferate aici. Ana, le vrei? Nu, nu încă le. Știu la care te referi. Sunt niște chestii care nu știu ce sunt în pui, așa ca... Cred că e măduvă sau ceva. Da, e măduvă. Mamă, uite de ce... asta. Ia. My favorite! Știi când faci ciorbă din gâturi? Ai da. Văzut că pe gât sunt da, astea? Da, 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 da. Băi, cea mai bună chestie. Bună, wow. Mie îmi place. Deci se iau gâtul așa. Sorb. Bă, dar e foarte nașpa că n-avem șervețele. Am unul de alea. Ce? Umede? Mhm. Uh-huh. A, tare. Îngrozant. Te-am pic. Tu doar fii cu ochii pe maioneză. Că eu presim că acolo mă pierd. Ajungi măcar? Da. Mai pui! Are un fir de rici. Te rog, aruncă-l, aruncă-l. Mi-a căzut din mi-a căzut el pollo din mânuță. Au! Stai că mai aveam pe aici niște oase. Nu le mai arunca afară. Aia te-am pus o arunci că avea păr pe ea. Da. O să vă lăsăm ca să încercăm și noi să mâncăm ca oamenii. Adică ca porci, dar să nu fiu filmată pe treaba asta. Da? Mulțumesc. Wow, cât câștig! Vă rog să jucați responsabil, nu iresponsabil. Wow! Yay! Bravo, Roxy! Scoate-mi și mie, te rog, aici! Suntem aici cu câștigătoarea. Aveți două de 50? Stai liniștită că n-avem nici noi mărunt, că nu umblăm. Nu aveți? Nu că nu umblăm, că n-avem. Nu, chiar nu am mărunt. Mă, chiar nu aveți. Nu, chiar. Uite de la mine. Ia, am câștigat și eu. Vorbesc serios? Nu da, cred. Mă, da, mă. Să nu-i băgați aparate, că acum am luat câștigul. Nu încetează, am băgat 10 lei nu de la Bogdan. Nu nimic? Doamne, m-a dat asta că suntem. Mulțumim. E primul meu câștig, nici dat, pagă când am lucrat la casino. I-am, nu am i-am dat 50 de lei și fata aia. Da? Da, da, i-am dat acum. Da, drăguț. Așa cu băieții. Nu vine să cred să moară foamele. Am luat șeptarii să mor aici, n-am luat niciodată. Și am băgat 50 de lei. Nu, chiar nu i-am băgat la aroganță, chiar am vrut să mă joc, că nu mai am bani pe car, știi? Eu i-am și zis Anei, gen, că dacă e Roxana, o să scoată 30 lei, să nu se joace toți ăia de 50 de lei. Și ce Ana, nu, 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 doar nu face asta aici. Asta aici. Și a rupt forță, tati, a rupt. Le-a dat clasa, a venit tot cazinou să vadă pe Roxana. Tot cazinou. Dar ați văzut că v-am filmat și voi să vedeți. Dar jucați-vă responsabil, vă rog frumos, nu vă jucați alandala, da? Ne vedem mai încolo. Avem pizza. Acum mâncăm pizza. Da. Hai, poftă bună. Sunt în mașină cu călușarul. Și o să mergem... De ce pui degetul pe cameră, Corina? Roxana m-a claxonat! Roxana este în spate. O să mergem la mine și o să ne mai jucăm ceva cu călușarul și cu Roxana. Mă, de ce am dat video? Ce tare ar fi! Da. Vă mai arăt din casă ce facem și după aia ne vedem din casă, pentru că am apăsat 100 de ori pe filmare și nu știu ce am făcut. S-a strivit telefonul și pornea singur și înțelegeți voi, bă, pupu. Ana este dezbrăcată, dar voiam să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru că am deslușit misterul sutienului de pe Shane și... Aici câștigătoarea. Aici câștigătoarea, vă voi arăta și rezultatul. Stai puțin că l-am Așa. Ok. Am băgat, cum mi-ați spus, astea pe găurica asta de se închide și da, într-adevăr, așa are sens. Ia să-l probă și eu. Dar nu descoperisem efectiv și mama la un moment dat mi-a zis să fac schema ță și am fost... Ce? Unde vezi tu găuri? Da, avea logică, gen. Așa că... Gata, o să vă arăt de când ne jucăm cu bombița. Suntem aici cu câștigătoarea noastră.
norocoasă că am mâncat căcățel înainte și... N-am mâncat. Gata. Și vă arătăm după aceea, da? Bye! Ne vom juca jocul tabu. Nu știu dacă l-ați mai văzut la mine pe vlog. Trebuie să ghicești cuvântul acesta fără să folosești cuvintele astea. Și o să ne jucăm în 3. Și avem și se joacă pe echipe. Cronometru. Da, el se joacă în echipe de 2, dar noi fiind de fiecare dată 3 la număr. Am fost o dată 4, dar a plecat. Acolo este Riciu, acolo este Bravo Steel și aici este jocul și ne apucăm. Întorc, da? Ok, eu am foarte multe tablouri cu mine și am nevoie întotdeauna de cineva ca să mă ajute să îl pun pe perete. Cineva înalt, bărbat. Zugrav. Pe acolo, hai. Templar. Bravo, felicitări. A câștigat călușarul Ana Maria, Irina. Rog să n-a câștigat deja azi, dacă știi ce zic. Așa că e ok. Cine e? Am să ne prefacem, că întorc asta, că ce mai durează puțin. Ok? Așa, îl ghiciți repede. Hai. Corina și tu și Ana sunteți amândouă două. Frumoase, proaste. Piți face. Proaste, dar sensul masculin. Proști. Prost. Ce ai zis? Proști? Proști. Nu, prost. Scuze. Ce fac? Mamă, nu să cred că e cuvântul ăsta aici. Și ai zis prost, că suntem amândouă? Da. Păi tu ne conduci? Au! Au! Hai, spartanii mei. Bună, băiatul meu. Deci, fiți atente, amândouă. Pe data de... 6. Sfântul Nicolae. Ok, ceea ce înseamnă că eu merit ceva, altceva. Nu e pe 29 mai, atunci se aduce, dar... Tort! Da? Tort a câștigat călușa. Nu e pe 29 mai, dar atunci se aduce tort? Da, că de Moș Nicolae nu se aduce. Ai, tu ai spus nu e pe 29 mai, dar atunci se aduce tort. Înțelegeți voi ce am vrut să zic. Ne-am certat când eram la mare. Șezlong. Da. Pentru că primul rând era 60 de lei și al doilea rând era 50 de lei. Bă, chiar nu-mi convenea să stau în primul rând pentru 10 minute. Și după aia să se pună și persoane. Încetează că am fost doar pe plaje exclusiviste. Așa este. Păi. N-am călcat în pătura omului, când m-am dat de și am călcat să intru în apă. Nu, nu stătea cu capul pe șezlongul meu. O, oh, Doamne, stai să vedem împreună cuvântul. Deci dacă zic cuvântul ăsta, Roxana o să ghicească, da. Da, Ana, nu că e ok. Mama. Gata. Eu când mă duc la magazin, mă uit întotdeauna la prețuri. Da. Pentru că chitroasă. Eu sunt o persoană... Chitroasă, economistă, economie. Altfel, spune-mi altfel. Zgârcită. Da. Tocmai te-am făcut în toate posibile că te uiți la 3 de bani. Nu iau șunca asta. Uite, asta e 6,83, asta e 6,63. Iau la 6,63. Așa am făcut puiul azi. Da, da? Oh, Doamne, o să închid camera pentru că vorbesc foarte multe prostii fetele astea. Deci am zis, nu l-am pus la 19 și 43. L-am pus la 19 și 16. Da, ok, bine. Roxana mă va imita pe mine. Cum mă joc eu acest joc? Minunat. Două cuvinte. Om cunoscut fuge după comor. După ce? Deci, într-o peșteră mare sunt diamante și el... Vânător de comod. Se dă pe... Brazdă. Așa cum ne dăm noi pe dedeluși. Cum ne dăm noi pe dedeluși, se dă prin tunel. Topogan. Și ațe din tavan ca ața de lac. Ține de ațe. Comoara aia lui. Vrea diamante multe, dar nu, stați așa. E un joc. Nu este vânător de comori, este chiar... Joanna James ăla.
Indiana Jones. Este ca, e prieten cu Indiana Jones. Și are un nume la fel. Este ceva cu, haide să o dăm... Jonas Brothers. Așa. A zis că seamănă cu Indiana Jones. Și tu ai zis că Jonas Brothers seamănă cu Indiana Jones? Nu seamănă? E tot cu J. Hai, te rog. Ăla, cum îl cheamă? E și film cu el, nu? Da. Este un film cu el. Îl caut acolo. E ca... E ăla care... Jack Sparrow. E ăla care ia de la bogat și de la faci? Nu Robin Hood. E ca Angelina Jolie, cum era ea acolo. Da. Asta zic. Am fost corina. Eu nu mimez atât de prost. Nu-mi dau seama. Poți să fiu Roxana? Da, ia. Peter Pan. E un căutător de comori. Ok. Gen, format din două nume, ambele sunt englezești, gen. Are, da. Ok, fine. Aseară... Aseară nu am mai apucat să fac nicio încheiere la vlog, deoarece... Eram destul de obosită, m-am pus în pat după ce au plecat fetele, așa că voi face astăzi încheierea, aia se mai întâmplă, dar am văzut că m-ați întrebat și dacă este transportul gratis la Shane. E, dacă comanzi de 39 de euro, transportul este gratis. Dacă vrei să comanzi individual, adică fără să vrei neapărat să atingi acest target de 39 de euro, costă 5 euro transportul, că am încercat eu să dau o comandă undeva de 30 de euro și mi-a arătat acolo că plătesc 5 euro. Așa că v-am dat și informațiile astea. Bine că am rezolvat-o și cu sutienul. Băiatul meu așteaptă mingea. Ia uite. Ui! Așa că ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț. Bye!